10 angajați de la Isoargi și-au fost la centru de transfuzii din Pitești pentru a dona sânge. Toți au fost impresionați de drama românilor, victime ale accidentului din Muntenegru, dar și de solidaritatea umană de care au dat dovadă autoritățile de acolo. Asta i-a făcut să doneze fiecare câte 450 de mililitri de sânge. Păi, ținând cont că chiar dacă accidentul pentru argeșenii noștri s-a întâmplat în Muntenegru, mobilizarea lor nu trebuia să rămână necontinuată. Îi așteptăm să vină în țară și bănuim că au nevoie de ajutorul nostru. Bănuiesc că și noi, ca români, trebuie să dovedim o mare atenție față de compatrioții noștri și să le acordăm ajutor cel puțin prin această donare de sânge. Cum vi s-a părut ce au făcut muntenegrenii pentru victimele accidentului de la noi? Un gest extraordinar. Sunt ai noștri, sunt din județul nostru și trebuie să ajutăm. Cum vi s-a părut modul în care au reacționat autoritățile de acolo față de incident? Autoritățile de acolo au fost foarte bine puși la punct, au acționat foarte repede, cinste lor, așa trebuie să fim și noi și ca atare vrem să fim alături de ei. Am organizat această acțiune la foc automat pentru a fi solidari cu victimele accidentului din Muntenegru. Astăzi ne-am prezentat la Centrul de Transfuzie Județean un număr de 10 cadre, urmând ca zilele următoare să prezinte alții pompieri, iar lista este deschisă în continuare. Pompierii nu au fost însă singurii donatori. De la Centrul de Transfuzii din Pitești au fost trimise deja 109 pungi cu sânge către spitalele unde vor fi aduși răniții. Dimineața a venit o salvare de la Spitalul Universitar din București, care a luat sânge și pentru Spitalul Municipal din București și pentru Centrul de Transfuzie din București, peste 100 de pungi. 109 pungi au mers spre spitalele din București. Acum urmează să aducă răniții, nu se știa exact unde, nu știu eu să spun în momentul acesta. Indiferent la ce spital vor veni, sângele va fi acolo. Au venit și pompieri astăzi să doneze. Da, ca de obicei, deci dânsii de fiecare dată ne bucurăm de sprijinul lor, nu numai în această tragedie, îi avem alături de noi în campaniile noastre pentru donarea de sânge, au fost alături de noi și de multe ori de cei sunt donatorii ai noștri, pot să spun, fidelizați și inclusiv în această zi au venit și de la pompieri să doneze. Doamna doctor, și muntenegrenii s-au dus în număr mare la spitalele lor. Gest impresionant, foarte impresionant, mai ales că nu erau de-ai noștri. Noi suntem români și am sărit cu toții cum încercăm să ne ajutăm unii pe alții, cum e normal. Cu atât mai mult și mai impresionant este gestul lor. În funcție de cererea de sânge a spitalelor, la centrul de specialitate din Pitești sunt așteptați și alți donatori.